Polițiștii mehedinteni au fost prezenți în trafic în acest final de săptămână pentru siguranța cetățenilor. În urma acțiunilor, șoferii care au încălcat legea au fost drastic sancționați. Astfel, la regimul circulației pe drumurile publice au fost constatate 66 de abateri. Au fost reținute 17 permise de conducere și 2 certificate de înmatriculare. Nereguli au fost depistate și în privința purtării centurii de siguranță. În perioada 5-8 mai, polițiștii mehedințeni împreună cu efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Mehedinți au acționat pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin, precum și în cele 3 locații unde au fost organizate activități cultural-artistice cu ocazia evenimentului Zilele Severinului pentru menținerea și asigurarea unui climat optim de siguranță publică, prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Astfel, șoferii care au încercat să fenteze legea au fost descoperiți de oamenii legii și sancționați drastic. Ofițerii și agenții de poliție au urmărit conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea normelor legale referitoare la circulația pe drumurile deschise circulației publice, combaterea consumului de alcool la volan și a substanțelor interzise, constatând 66 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost sancționați 39 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 27 de șoferi care nu au purtat centura de siguranță. De asemenea, au fost reținute în vederea anulării sau suspendării 17 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 73.000 de lei. Comportamentul inconștient la volan din acest sfârșit de săptămână poate fi exemplificat prin mai multe situații, precum un bărbat de 40 de ani din Drobeta, Turnu Severin, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe strada Cicero din municipiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, un alt bărbat de 22 de ani din Drobeta, Turnu Severin, a fost descoperit în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La solicitarea polițiștilor, tânărul a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,70 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i fi prelevate monstre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Aceste situații nu sunt însă singulare, fapt ce demonstrează că mehedințenii încă încearcă să fenteze legea, chiar dacă acest fapt înseamnă să fie un pericol atât pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor.